Fiți binecuvântați, frați și surori, ce faceți, cum sunteți? Astăzi vreau să vă arăt un clip motivațional, constructiv, pentru cei care au nevoie, pentru voi, pentru cei care au anumite vicii și nu pot să scape și nu știu cum. Iată un exemplu prin care fratele nostru Ovidiu poate da celor care au nevoie de el. Aș vrea să stați câteva minute cu mine și să-l urmărim împreună pe frățiorul nostru. Fiți binecuvântați! Binecuvântați și lăudați să fie Domnul! Ce am în mâna mea este o travă lumii acestea. Priviți! Scot locul. Încet, încet. Este un coniac, da? Ce fac eu să fac cărți? Și priviți, să se ducă pe canale, în pustii, noi copiii Domnului. Nu folosim așa ceva. Să vadă lumea cum noi de adevărat sunt de așa ceva. Și dăm exemplu ca și ei să facă așa ceva și să nu dorească. Prieten drag, omule scump care mă asculți, unde te duci? Unde-ți petreci veșnicie? După pandemie vine altceva și vine altceva și vine alt val și va fi și mai greu. Nu știu de cât timp ai ca să te gândești dacă este bine sau nu ceea ce faci, însă cuvântul spune că fă ce vrei. Du-te unde vrei, distrează-te, dar să știi că pentru toate lucrurile acestea vei fi chemat la judecata. Este timpul și momentul în care să faci ceva cu viața ta, este timpul și momentul în care să spui nu lucrurilor pe care îți sunt îngăduite, dar nu sunt de folos. Toate lucrurile, spune Biblia, că sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Lucrul acesta, cu siguranță alcoolul, nu este de folos. Aș vrea să stai un pic, să meditez și să iei exemplu de la fratele nostru care a rupt-o cu păgânătatea, cu lumea, cu obiceiurile și și-a dat seama că cel mai important este ca Domnul Dumnezeul tău să fie pe primul loc în viața ta, mai presus de viciu, mai presus de slăbiciun, mai presus de tot. Zic ca Dumnezeu să te întărească, să-ți dea putere să te gândești la ceea ce este mai bine pentru tine, pentru sufletul tău, pentru familia ta și pentru copilașii tăi. Fii binecuvântat!